Astăzi la Vulcan a fost inaugurat un bloc în cartierul Dallas. Un tânăr, originar din Vulcan, plecat în țara tuturor posibilităților, în Statele Unite ale Americii, a investit în reabilitarea unui imobil considerat fantomă. Este o poveste specială. Un copil orfan pleacă din România comunistă, fuge în Occident, ajunge în America, ajunge pe picioarele lui, se întoarce și întoarce și orașului un pic din ceea ce a realizat. Mai mare, totuși, pentru că sunt convins că a costat o grămadă de bani reabilitarea acestui bloc. Dar nu pot să vă dau o sumă mare, e foarte mult. Eu spun că întoarce o parte din ceea ce el a primit de la viață, întoarce locurilor din care a plecat și ați fi încântat să-l vedeți cu câtă dragoste vorbește de Crividia. Investiția este privată, ca să fie clar pentru toată lumea. Este o investiție privată. Deocamdată, cele 52 de apartamente plus o garsonieră, dintre care sunt 4 cu 3 camere, 2 cu 4 camere, restul cu 2 camere, toate sunt destinate deocamdată închirieri. Prețul pieței este un preț rezonabil dacă facem și observația că toate contractele de închiriere sunt sub cea mai strictă literă a legii. Asta protejează și chiriașul și proprietarul. Administrația locală a vândut imobilul în urmă cu 5 ani contra sumei de 100.000 de lei. Iată-ne astăzi, după 5 ani de muncă, cu acest bloc numărul 2, Micro 3 Basis Dallas, un bloc care era predestinat să fie demolat. Cât bani ați vândut atunci, prin Consiliu? O sumă mică, pentru că doream să se facă ceva aici, 1 miliard de lei, care este aproape neglijabilă la ceea ce se vindeau alte construcții în altă parte. Și v-aș fi așteptat la rezultatul ăsta? Da, pentru că am văzut modul în care a pus problema și este un om serios. La festivitatea de inaugurare a fost prezentă și mătușa tânărului. El și-a dovedit patriotismul prin faptul că n-a uitat de locul unde s-a născut, a crescut și unde a copilărit. Toată stima pentru el. Deși poate îl leagă amintirii destul de dureroase de aceste neleaguri, întrucât, așa după cum am auzit, de timpuriu și-a pierdut ambii părinți. Dar Dumnezeu, care a promis că rămâne tată la orfan, și-a împlinit cu credincioșie făgăduința, întrucât vedem așa cu toții ce a făcut Dumnezeu să apară aici, în acest loc, care, așa după cum am auzit, a fost doar o ruină. Bărbatul care a investit în reabilitarea acestui imobil este Florin Druță. Acesta a modernizat blocul după standardele din SUA.